Luca, capitolul 17, începând cu versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat deoparte și au ridicat glasul și au zis: Iisuse învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mă bucur în seara aceasta să fim împreună în casa lui Dumnezeu, alături de ceilalți frați invitați, ceilalți frați musafiri. Vă aduc salutul fraților din Biserica Emanuel, Suceava, dorind ca Dumnezeu să binecuvinteze această adunare. Amin. Mă bucur și eu de numărul mare care este prezent în seara aceasta, de prosperitatea acestei biserici și dorim tot ce e mai bine. Amin. Pentru dumneavoastră și pentru slujitorii dumneavoastră. Amin. Dumnezeu să fie slăvit. Dragi ascultători, am citit acest pasaj foarte cunoscut. Cred că toți din sală am auzit de cei 10 leproși. Și bănuiesc că niciunul dintre noi în seara asta nu suferă de o asemenea boală. Și poate veți spune ce legătură are textul cu noi cei sănătoși. Totuși, eu cred că dacă ne uităm la aceste versete, Dumnezeu vrea să ne învețe, Dumnezeu are ce să ne învețe din acest pasaj. La ce vreau să mă refer? Biblia descrie drumul Domnului Iisus spre Ierusalim și la un moment dat, spune textul, a trecut printre Samaria și Galileea. Nu o să intrăm în detalii ce reprezintă, ce au însemnat aceste locații. Dar pe când intra într-un sat, a fost întâmpinat, pe neașteptate, aș putea spune, de 10 leproși. Acum, de obicei, noi în viață ne dorim să găsim tot ce e mai bun. Să avem parte de colegi deosebiți, să avem parte de, eu știu, persoane cu care ne intersectăm în viață, cu care luăm contact unii cu alții, să fie oameni de treabă, oameni de caracter. Cred că nimănui dintre noi nu i-ar face plăcere să intre într-un asemenea mediu, să intre în contact cu niște persoane atât de bolnave. Totuși Hristos n-a reacționat ca și noi. Aduceți-vă aminte în perioada când majoritatea dintre noi am fost mai atenți ca de obicei, încercam să ne păzim unii de alții sau mai ales să ne ferim de cei ce erau bolnavi sau purtau boala, nu cumva să ne-o transmită și nouă. Imaginați-vă-l, vă rog frumos, pe Iisus față în față cu niște persoane atât de contagioase, cu niște persoane atât de bolnave. Spune Biblia că au stat departe, asta le cerea și legea, și totuși, au făcut ceva. Au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Dragii mei, în seara aceasta, în locul acesta, noi ne întâlnim cu același Dumnezeu, dacă vreți. Acum veți spune, cum am menționat de la început, noi nu suntem bolnavi. Se prea poate. Starea noastră de sănătate să fie suficient de bună. Și totuși, dumneavoastră știți, pentru cei ce citiți Scriptura, o problemă tot avem. Care dintre noi în această seară ar putea să spună: eu, de exemplu, nu m-am mâniat niciodată?
Eu totdeauna am gândit numai bine despre alții. Eu nu am supărat pe nimeni cu nimic. Cine ar putea să zică, pe plan duhovnicesc, bineînțeles, sunt atât de sănătos că nu am nevoie de Dumnezeu? Dragii mei, ce vreau să spun pentru început, aceasta este. Mai devreme sau mai târziu, că noi conștientizăm, că nu conștientizăm, nu avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Noi suntem bolnavi. Și ați observat, bănuiesc, nu mă refer la bolile acestea fizice pe care le tratăm la spital, ci alt gen de boli, am putea spune, mult mai grave. Și ne întrebăm, de unde știu că eu sunt bolnav? Uitați-vă, vă rog, pe pagina din dreapta, spune Biblia că doi oameni s-au suit la templu. Acum, cine s-a suit? Unul era fariseu, cei ce cunoașteți Sfânta Scriptură, vă aduceți aminte, clasa cea mai de sus, în bisericile lor, în sinagogile lor, poate la templu, erau, aș putea spune, oamenii aceștia. Uitați ce aturi! Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Ai spune, domnule, n-are nicio boală. Duhovnicește, spiritual vorbim. E sănătos, e tare. Cu ăsta te poți lăuda. Alături de el stătea un vameș. Repet, pentru cei ce ați mai citit prin Biblie, poate vă amintiți cum erau priviți vameșii și într-un fel pe bună dreptate. Se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Frații mei, ce vreau să învățăm de la acest vameș? Nu să facem ce a făcut el. Noi nu venim la biserică să luăm lucrurile rele din Biblie, că așa spun unii. De ce cei din Vechiul Testament au omorât pe alții? Noi nu pentru asta citim Biblie să facem prostiile ce le-au făcut alții. Noi vrem să învățăm, să nu repetăm istoria lor. Dar revin, ce putem învăța de la vameșul acesta? Uitați-vă ce putem învăța. Zice finalul pasajului. S-a coborât acasă sănătos. În ce sens? Socotit neprihănit. Spălat, imaculat. Asta este dorința lui Dumnezeu pentru noi în această seară. Nu știu cu ce gând ați venit aici. Poate hai să vedem cum e la pocăiți. Noi astăzi, aici, și nu numai aici, dar în mod special aici, avem ocazia să rezolvăm una dintre problemele noastre cele mai serioase. Dragi ascultători, nu treceți cu ușurință peste această nevoie a noastră. Fac o paranteză. De ce în lume este atât de complicate sunt lucrurile? Atât de multă lume suferă, atâți oameni trăiesc dezamăgiri adânci. Știți de ce? Toți aceștia sunt bolnavi. Nu de boli care le găsești în nu știu ce catalog, ci de cea mai serioasă boală, cea mai gravă și cea cu efectele cele mai dure. Problema păcatului, boala păcatului. Și scumpii mei, repet, primul gând al meu acesta este să trebuie, asta vreau, să devenim conștienți că noi, dacă n-am fost vindecați, dacă n-am fost salvați, nu avem nevoie de această vindecare și aici este locul unde, ca și ei, noi putem să rezolvăm problema noastră. Dați-mi voie să revin puțin la vameșul acesta. Nu vă consider pe noastră că ați fost așa de jos ca și vameșul, că ați făcut atâtea, că am făcut atâtea. Dar uitați-vă la atitudinea lui. Nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer. În comparație cu fariseul care stătea în picioare. Mai mult decât atât, spune textul, se bătea în piept. Scumpii mei, n-ai cum să rezolvi această problemă decât repetând istoria lui. Atitudinea lui trebuie să o avem și noi. Acum, hai să fim sinceri. Permiteți-mi să dau exemplu care e cel mai la îndemână, la muncă, în familie, în biserică. Mai facem greșeli, nu? Toată lumea greșește. Nu e problemă că facem greșeli.
Problema este că nu știm cum să le rezolvăm. Și poate cea mai simplă metodă, cea mai la îndemână metodă, știți care este? Foarte simplă. Să pleci cap în jos, să recunoști cu umilință, dacă trebuie, cu regret, că ai greșit. Ați întâlnit dumneavoastră persoane care să se supere că le ceri iertare? Dar să fie din toată inima și din sinceritate. Și dacă vreți, e metoda cea mai la îndemână să rezolvăm probleme care s-ar putea să degenereze în altceva. Dar revin, la fel e și cu Dumnezeu. Poate spune, Domnule, omule bun, eu să-mi cer iertare? Eu să mă plec până cum, la fel de mult cum s-a coborât El? Frații mei, uitați-vă la pasaj. Oricine se smerește, se coboară, este dispus să recunoască, este dispus să accepte poziția aceasta umilă, va fi înălțat. Mi-aduc aminte, foarte succint, vreau să vă citesc despre cei doi tâlhari de pe cruce, alături de Domnul Iisus Hristos. Unul dintre ei se adresează colegului său și zice, pentru noi este drept, primim răsplata cuvenită pentru ce? Ce a zis el? Că asta e atitudinea noastră în general. Dom'le, nu meritam un asemenea tratament. S-a vorbit mai devreme. Mulți cred, dom'le, am făcut multe fapte bune. Tu știi cu cine stai de vorbă? Și începem noi și avem palmaresul nostru, istoria noastră, am fost, am dres, am făcut. Scumpii mei, și omul ăsta o fi făcut fapte bune. Și omul ăsta o fi dat vreodată vreun ban. Poate a ajutat o bătrânică, poate eu știu, s-a vorbit frumos. Dar de data asta a vrut să rezolve altceva. Și uitați-vă, a zis simplu, clar și la subiect. Primim răsplata pentru ce am greșit. Dragi ascultători, avem această disponibilitate de a ne recunoaște? Să ne ajute Dumnezeu. Permiteți-mi încă un exemplu din Vechiul Testament. Spune Biblia că s-a coborât David în Valea Terebinților și acolo, pe lângă Goliat, care era și făcea gălăgie, s-a întâmplat că și fratele său, Eliab, nu i-a plăcut de atitudinea lui. Și zice textul că i-a zis, plin de mânie, pentru ce te-ai coborât tu, cu ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Și acum vreau să fac o paranteză. Când nu vă vedeți suficient de bine cine sunteți dumneavoastră, rugați-i și pe alții să vă ajute. Știți cum este? Nu știu dacă ați experimentat asta, eu am pățit-o și am învățat lecția, sau sper că am învățat-o. Până nu m-am văzut filmat într-o anumită ipostază, nu mi-a venit să cred că am de corectat. Mă credeți că mă uitam la înregistrare și îmi venea să zic, oare chiar atât de mult? Până acolo? Acum nu vă imaginați că am făcut eu nu știu ce păcate. Nu am păcătuit, n-am lovit pe nimeni, n-am țipat la nimeni, dar un mod de manifestare, nu neapărat păcătos, dar ca și idee. Și m-am gândit în sinea mea, bine ar fi să mă mai filmeze, ca să mă trezesc. Că așa suntem noi. Până nu ți-o pune în față, știți cum e, uiți alea rele, pe alea bune așa de bine le ține minte. Eram odată în familie cu copilașii mei și am văzut în ei ceva ce mie nu mi-a plăcut. Repet, ceva, nimic, ceva ce ține de copii. Modul în care tratau ceva la masă. Și bineînțeles că, ca și părinte, am luat atitudine. La care unul dintre ei îmi zice, tate, dar știi că și tu faci la fel? M-am uitat mai bine, am încercat să-mi amintesc trecutul și mi-am dat seama că nu odată, de mai multe ori, și eu am făcut la fel ca ei. Dar ce m-a uimit pe mine în acele momente, cum de problema mea n-a fost atât de evidentă ca și problema lor. Poate veți spune, repet, domnule, să se pocăiască alții. Dragii mei, eu nu mai vreau să insist, ne-a stat să înțeles. Noi avem nevoie de pocăință, să ne ajute Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 17, ne întoarcem la text. Eu am întâmpinat acest 10 leproși și am vrut să scot în evidență această întâlnire. Iisus nu i-a respins.
Bineînțeles, ei au acceptat ca o problemă, o problemă și au zis, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, ce le-a zis? Duceți-vă și arătați-vă preoților. Frații mei, de ce Domnul Iisus n-a rezolvat el problema? V-ați gândit la asta? Așa spun unii, eu mă duc la Dumnezeu, nu mă interesează de oameni. N-am nevoie de predicator, n-am nevoie de cântăreți, n-am nevoie de proroc. Eu lucrez cu Dumnezeu. Avem noi acel pasaj foarte cunoscut, Ioan capitolul 4, în care femeia a întrebat unde trebuie să se închine oamenii? În Ierusalim? În altă parte? Și a spus Hristos, adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Și foarte mulți au pasajul acesta și spun, domnule, n-am nevoie nici de biserică, ce să mai vorbim de părtășie? Uitați-vă, vă rog, revin. Nu toate cazurile au fost la fel, dar în cazul de față așa s-a întâmplat. Iisus le-a zis, mergeți la preoți. E drept, n-au mai ajuns până la preoți, căci pe drum, pe când mergeau, au fost vindecați. Dar s-au îndreptat spre preoți. Scumpii mei, permiteți-mi să vă mai citesc ceva din una dintre epistolele Apostolului Pavel. Spune Pavel la un moment dat în felul următor. El, adică Dumnezeu, a dat pe unii apostoli. Lăsați-mă să fac o paranteză. Se întâmplă un incendiu în casa noastră, la casa noastră. E una să te apuci tu să încerci să stingi focul și alta să vină o persoană abilitată în a stinge focul. Are instrumentele necesare, are experiența potrivită și se pricepe. El a dat pe unii apostoli chemați, specializați, pregătiți pentru intervenții de genul ăsta. Pe alții, proroci. N-ați văzut? Fiecare cu compartimentul lui. Fiecare cu zona lui. Pe alții, evangheliști. Și continuă textul. Pentru ce? Pentru ce? Să avem și noi niște structuri ierarhice. Să se poată categorisi mai ușor frații. Nu neapărat doar pentru asta. Pentru desăvârșirea și permiteți-mi să folosesc aici alt cuvânt, a noastră. Scumpii mei, dar dacă nu vrei să te duci la ei? Mi-aduc aminte de Maria Sharon. Nu la întâmplare Moise a fost pus între ei, pentru ei aș putea spune. Și spune Biblia în Cartea Numeri, capitolul 12, Maria Sharon au vorbit împotriva lui Moise și au zis, ce au zis? Oare numai prin Moise vorbește Domnul, adică chiar el trebuie să predice? Chiar trebuie să se cânte? Avem nevoie de oameni pe care Dumnezeu să-i folosească? Ceva de genul a făcut Maria și Aron. I-au găsit lui Moise o bubă, o vină, luase o femeie etiopiană. Și vroiau să-l detroneze. Înțelegeți în ce sens? Moise era un om foarte blând, liniștit, vreau să trec rapid. În cele din urmă, Maria și Aron au ajuns în starea în care au ajuns, la cine s-au dus să se rezolve problema? Știți la cine? La Moise. Zice, rogu-te, spune așa Sfânta Scriptură, i-a zis Aron, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului. Să nu fie Maria ca un copil născut mort. Te rog, cu alte cuvinte, zi o vorbă pentru noi la Dumnezeu. Frații mei, știți ce trist este? Noi avem Scriptura, într-adevăr. Avem posibilitatea să ne rugăm. Nu avem nevoie să fim învățați. Eu mă uit, apropo, de copilaș, mă uit la copilașii mei. Intenții bune au toți copiii. Dar vedeți, au nevoie de niște părinți care să le explice, să-i direcționeze, să le arate varianta cea bună. Și uitându-mă în propria mea copilărie, uitându-vă și noastră în trecutul noastră, n-ați văzut că cele mai mari greșeli le facem când neglijăm aceste ghidaje? Încercați, vă rog frumos, într-o zi, să nu mai țineți cont de indicatoarele rutiere. Mergeți pe unde simțiți noastră că merge mașina mai repede sau mai bine. Să vedeți unde o să ajungeți. Nicăieri.
Că trăim într-o vreme în care orice autoritate este pusă sub semnul întrebării. Cine trebuie nouă părinți? N-ați văzut cum se discută mai nou? Autoritatea bisericii este atât de denigrată. Dar ce fără noi, fără ei? Noi nu putem intra în rai? Frații mei, cei care sunt în față, nu sunt o piedică pentru accesul nostru spre cer, ci sunt un ajutor. Mi-aduc aminte, mărturisea cineva, o să fiu foarte scurt în această expunere, este un caz personal, luați-l în paranteză, trecea un impas destul de serios. Era în perioada adolescenței, multe întrebări, multe din ele nu avea răspunsul și s-a tot zbătut, zice, ca, știți cum e vorba noastră, stai în apă și nu te poți scoate din apă. Și într-un târziu, zice, mi-a venit mintea la loc, mi-a venit o idee, mă duc și cer ajutorul. Cu părinții nu putea discuta, tatăl său avea ceva probleme mentale, nu putea să-l abordeze. S-a dorit să discute cu un frate de biserică, să-l ia ca și tată. Și zice, n-a fost greu să-mi propun, greu a fost cum să încep, ce să fac. Dar în cele din urmă, cu inima strânsă, am zis și dacă nu mă-l salut, mă duc la casă, dar mă duc. N-am să intru în toate detaliile, s-a dus și nu asta este important. E important că s-a dus. Important e cum a plecat de acolo, spunea el. Multe nu mi-a zis fratele. Probabil, pe moment, n-a știut ce să-mi zică. Dar mi-a promis că în tot necazul meu, în toată suferința mea, el vrea să fie alături de mine și au făcut împreună, au postit, mi se pare, ce au mai făcut ei împreună și povestea acest tânăr acum mare, în acel întuneric în care mă găseam, persoana care m-a scos din zona întunecoasă și m-a dus spre lumină a fost acest om. Și acum pun o întrebare, nu putea Dumnezeu direct să-i vorbească? N-avea Scriptura? De ce a mai avut nevoie de o persoană care să-l ajute? Acum, nu vreau să spun prin asta că noi oamenii facem ceva. Repet, nu preoții le-au dat vindecarea. Dar Hristos a zis, mergeți spre ei. Știți că în Vechiul Testament preotul era cel ce investiga statutul bolii. Mai este? Nu mai este? Dragii mei, mă adresez celor care nu sunt, să zici, cum zicem noi, de aceeași orientare religioasă cu noi. Știu că noi trăim într-o societate liberă în care Biblia este la îndemână oricui. Veți spune, de ce să mă duc la biserică? De ce să stau de vorbă cu oamenii lui Dumnezeu? De ce să intru în compania lor? Tocmai de asta. Dumnezeu lucrează împreună cu acești oameni. Dumnezeu este cel ce, apropo de Maria și de Aron, știți ce a zis Dumnezeu celor doi? Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie. Îi voi vorbi într-un vis. De ce nu-ți vorbește ție printr-o vedenie? Îi vorbește lui că el i-a pus să facă asta. Mai mult decât atât, eu îi vorbesc gură către gură. L-am pus acolo să distribuie mesajul meu pentru voi. Mă fac o paranteză foarte scurtă. Noi trebuie să ajutăm acești oameni să-și manifeste slujirea la care Dumnezeu i-a chemat. Dacă îi cântăreți, lasă-l să cânte că avem nevoie de cântările lui. Dacă e vestitor, dacă e proroc, să-i protejăm scaunul, aș putea spune, pe limba noastră, ca să beneficiem așa cum trebuie. Dumnezeu să ne ajute. Mă reîntorc la pasaj. În al treilea rând, ce aș mai vrea să învățăm din acest caz? S-au dus și spre marea lor satisfacție s-au vindecat. Mă fac o paranteză, scumpii mei, o mențiune legată de acest verset 14. N-a fost nevoie de alifii. N-a fost nevoie de tratamente. Repet ce am zis mai devreme, nu contează pentru Dumnezeu ce am făcut. Aș putea spune, chiar și aplicând textul la bolile fizice, nu contează cu ce te confrunți. Vor spune unii, domnule, eu sunt din calea afară de rău, din calea afară de păcătos, nu mă pot abține, nu mă pot controla, am încercat, dependent peste dependent, mă rog, foarte robit, căzut jos. Ce boală mai grea ca lepra? Și știți ce ne uimește? Un verset mai sus, bolnavi, un verset mai jos, fără urma de boală.
Și veți spune, se poate dintr-un alcoolic, dintr-un om căzut jos de tot, să-l transforme Dumnezeu? Uitați-vă la text. Se poate sau nu se poate? Se poate, frații mei. Eu am întâlnit persoane dezamăgite în viață. Am încercat de atâtea ori. Nu mi-a mers. Dragul meu, dacă Dumnezeu te vindecă, o să vezi că merge. Să ne ajute El. Dar, ce zice mai departe? Unul din ei, când s-a văzut vindecat și constatat aceasta, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Și aici vreau să zăbovesc puțin. Noi nu venim la biserică doar ca Dumnezeu să ne vindece. Și atâta tot. Dom'le, m-a iertat Dumnezeu odată. Uitați-vă că omul ăsta a înțeles ceva. Scopul nu-i doar să mă vindece. Eu trebuie să mai fac ceva. Drept dovadă că după ce s-a rezolvat problema lui, s-a întors slăvim pe Dumnezeu, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, i-a mulțumit și aș zice eu, aștepta să mai capete ceva. A întrebat Hristos, ceilalți n-au înțeles același adevăr ca și tine? N-au fost curățați toți cei 10? Unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta, notați vă rog, să se întoarcă? Mi-aduc aminte, după Domnul Iisus umblau foarte mulți oameni și într-un context n-au avut ce să mănânce și Domnul Iisus a găsit soluția cea mai potrivită. Dragii mei, când ajungem în cel mai mare impas, apropo de înmulțirea pâinilor, când nouă nu ne mai ies calculele, cea mai bună soluție e să lăsăm pe Dumnezeu să rezolve exercițiile. Noi ne stresăm, băi, nu mi-ajung banii, băi, nu mă ajută nimeni. Așa făceau ucenicii, dar nu ne ajung pâinile, dar nu sunt suficient pești. Cum să hrănim noi atâția oameni? Și-l văd pe Domnul că zice, ok, voi nu vă descurcați, dați-vă un pic la o parte, dați-mi-le mie. Na bine, Doamne, hai să vedem ce faci Tu. Și ia Domnul foarte simplu cele 5 pâini, ia pește, mulțumește, îmi imaginez apropo de exerciții, se așează frumos la masă, începe de la prima cifră, primul număr și continuă. Și pe când termină, s-au săturat toți, au mâncat toți și așa și rămas. Doamne, dar cum? 5 pâini au fost, 2 pești au fost și acum, uite că nu-i cum noi ne-am gândit. Asta e marea greșeală noastră, scumpii mei. Ne zbatem, ne dăm peste cap. Cum să fac? Ce să fac? Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Trebuie să stai liniștit, pasiv, să accepți voia sa. Dar în contextul acesta, Hristos le-a zis, adevărat vă spun că mă căutați. Nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile alea, pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați sau încercați să obțineți. Nu doar atât. Dragul meu, e bine că ai venit la biserică. E bine că Dumnezeu vrea să te întâlnească aici. E și mai bine dacă și tu accepți să intri în acest parteneriat, în această colaborare. Dar dă-mi voie să spun, mai mult decât o simplă izbăvire de păcat, am rezolvat trecutul meu, am scăpat de niște vicii, am schimbat ceva în viața mea. Dumnezeu are ceva mai mult și le-a zis Hristos, lucrați, nu doar pentru asta, mâncarea pieritoare, pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică pe care vă va da Fiul omului. Pentru cei ce nu sunteți obișnuiți cu Scriptura și poate sunteți ocazional între noi, dragii mei, Dumnezeu are multe lucruri bune care să ni le dea. Poate veți spune, ce bun poate să-mi dea Dumnezeu, că eu am ce-mi trebuie. Uitați-vă, de exemplu, ce înseamnă să ai, nu doar ce să pui pe masă, să ai disponibilitatea aceea interioară, pacea aceea lăuntrică, care te ajută să vezi dincolo de ceea ce este pe masă. Te uiți la tine, sunt sănătos, teafăr, complet, nu-mi lipsește nimic. Să vezi dincolo de ceea ce se vede, omul tău interior, e la fel de bine? La fel de tare? Și revenim la acest pasaj. Ce a zis Hristos? Pe asta vreau să pun accent. Acum poți să pleci. Ai îndeplinit ce trebuia să îndeplinești. Și notați, vă rog, credința ta te-a mântuit. Mie vine să cred că omul acesta nu dă Biblia detalii,
Nu s-a oprit doar aici în umblarea lui cu Hristos. Scumpii mei, acum vreau să mă adresez celor credincioși, să-i prindem și pe ei. Mulți vor spune, evanghelizarea nu-i pentru noi. Noi am fost acolo, dar acum nu mai suntem. Noi suntem acasă la Domnul, noi suntem cu Domnul. Și vreau să vă întreb, oare aceeași părere are și Dumnezeu? E mulțumit Dumnezeu de nivelul tău, de statutul tău? E mulțumit Dumnezeu de evoluția ta, de creșterea ta? Știi ce mi se pare? Poate n-am dreptate, dar mi se pare că Dumnezeu ar vrea ceva mai mult de la noi. Și întrebarea este, tu ești dispus să faci ce a făcut leprosul acesta? Aș fi curios, duminica viitoare, dacă tot sala e plină, cei care nu mergeți în altă parte, o să mai vrem să venim? Acasă, mai avem dorința să deschidem Scriptura? S-a cântat atât de frumos. Am cântat cu toții, ne-am rugat. Să continuăm aceste activități. Pentru că, scumpii mei, uitați-vă la ceilalți nouă, care s-au dus la ale lor, sănătoși, teferi, dar nu și-au îndeplinit mandatul care Dumnezeu l-avea pentru ei. Mi-aduc aminte acum de Ana, avea și ea problema ei, suferința ei. Și-a obținut, în urma mijlocirii ei, a obținut un fiu de la Dumnezeu. Era imposibil, spune Biblia, era stearpă, nu putea să aibă copii. Și totuși Dumnezeu a ajutat-o să obțină un copil. Și-a spus ea în rugăciunea sa, zice, Doamne, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, o vreme l-a ținut pentru ea. Cum era și normal, să-l alăpteze, să-l pregătească pentru viață, era dependent de ea ca și mamă. Dar a mai zis ceva, zice, eu vreau să merg un pic mai departe. Eu vreau să mai fac ceva pentru tine. Îl voi închina Domnului. Acum, cei care sunteți părinți, nu știu câți dintre noi am putea, cei care suntem părinți, să facem ce a făcut ea. Scumpii mei, știți care e marea problemă a oamenilor? Nu închină Domnului ce ar trebui să închine. Câți dintre noi dăm timpul nostru Domnului? Hai să mergem un pic mai profund. Câți dintre noi ne riscăm sănătatea pentru Domnul? N-ați văzut că totul e pentru noi? Să nu-i țipă frați puțin peste program că le-ai furat din ce este al lor. Nu știu exact ce este al lor, dar așa se zice, din ce e al lor. Ți-o dat cu greu 2 ore, dar nu exagera că n-ai cu cine. Nu e cazul la noi, să sunt fel convins. Să nu cer la frați mai mult decât unii au o limită foarte bine fixată. Frate, eu atâta dau. Dar ai grijă, vorba noastră, nu dau mai puțin, dar nu te aștepta la mai mult. Asta învăț eu de la Ana. N-a zis, știi, Doamne, uite, pentru că îmi dai un copil, îți aduc și eu odată o jertfă. Poate și asta e mult. Doamne, dă-mi-l că am venit odată la biserică. Doamne, în permanență, orice îmi ceri, orice vrei, dacă vreți, sacrificiul cel mai mare, ți-l închin ție, ți-l dau ție. Și știi ce e frumos în textul biblic? Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a mai născut 3 fii și 2 fiice. Poate într-un fel Dumnezeu a vrut să compenseze lipsa care i-a provocat-o Samuel, care a fost dat Domnului. Scumpii mei, eu cred că Dumnezeu știe să compenseze ce facem pentru el. A trecut săculețul cu colecta. Nu știu cât ați spus, nu știu dacă ați spus cu dragă inimă, dar dacă ați spus ca văduva, ce ați putut mai mult? Ce ați putut mai bine? Vă așteaptă 3 fii și 2 fiice. Nu știu ce înseamnă asta pentru voi, dar vă așteaptă. E a dumneavoastră. Dacă n-ai făcut așa, ai ocazia să faci. Pentru că, dragi ascultători, și mă apropiu de încheiere, eu cred că asta e problema la noi. Noi vrem să-L limităm pe Dumnezeu. Nu ne place când El ne cere, nu dorim ca El să ne solicite, dar nu există relație fără sacrificiu. Nu se poate altfel. Mă tot gândesc la părinții lui Moise. A venit un copil, copilul era frumos, a încercat să-l ascundă, 3 luni a fost ascuns,
Nemaiputând să-l ascund, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Au făcut tot ce au putut. S-a întâmplat că fata lui faraon s-a coborât la râu să se scalde. Lăsați-mă să fac din nou o analogie. Exemplele astea au fost scrise pentru noi. Noi nu mai trebuie să ne punem copiii pe râu sau în râu sau, eu știu, să-i așezăm în sicriaș. Noi trebuie să învățăm din credința lor. Oricum, scumpii mei, noi nu putem să păstrăm ce avem. Nici părinții n-au putut să-l păstreze pe Moise. Dar dacă tot nu putem să ne păstrăm sănătatea, să ne păstrăm viitorul, să ne păstrăm posesiunile, banii, de ce nu vrem să facem în așa fel încât ele să nu ne lase ele pe noi? În ce sens? L-a pus acolo. Eu cred că s-a rugat, eu cred că a fost inspirată, călăuzită de Dumnezeu. S-a coborât fata lui faraon, l-a văzut, l-a deschis. Sora lui, fiind în apropiere, a zis, vrei să mă duc să-ți chem o doică? Da, du-te. S-a dus și a chemat-o pe mamă. Și asta, citeam cu copilașii și erau foarte interesați. A crescut copilul cu plătită, fiind probabil, că așa zice textul, ia-mi copilul acesta, lăptează-mi și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a lăptat. Acum, scumpii mei, cum de a fost dat Moise tocmai mamei ei? Mamei lui, mă scuzați. Cum de Moise n-a fost pierdut, cum spuneam, și a fost repartizat unde trebuie? Dragi ascultători, dacă aș ști ce bucurii, ce promisiuni, ce cadouri are Dumnezeu pentru noi, am fi dispus să intrăm în acest parteneriat. Vreau să spun în încheiere, așa cum s-a spus, s-a citit din cartea Apocalipsa, capitolul 3, spune acolo Biblia, sunt cuvintele scrise de Ioan, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, spune Domnul Iisus, spune Dumnezeu, ceea ce eu vreau să-i ofer, ceea ce eu vreau să-i dau. Și veți pune întrebarea, ce vrea să-mi ofere Dumnezeu? Ce are să-mi dea Dumnezeu? Dragi ascultători, vreau să vă provoc foarte serios. Vorbim de lucruri extrem de importante. Sper ca și atitudinea noastră să fie pe măsura importanței lor. Aveți șansa, noi toți avem șansa să rezolvăm cea mai mare problemă noastră, cea mai grea. Să rezolvăm interiorul. Să ne spele Dumnezeu că numai El poate. Să scap de vicii, să scap de poveri, să scap de vinovății. Să fii liber. Să te socotească, să mă socotească Dumnezeu neprihănit. Fac un apel la dumneavoastră. Va fi la sfârșit o rugăciune. Și acum, și atunci, și altă dată, și acasă. Avem această ocazie. În urma acestei întâlniri s-a întâlnit Hristos cu 10 oameni bolnavi. Și întâlnirea asta a produs niște rezultate deosebite. Și astăzi Dumnezeu vrea să ne vindece. Și am spus în seara asta, atitudinea noastră, recunoașterea, smerenia, umilința îl motivează pe Dumnezeu să ne ierte. Apoi, în al doilea rând, să nu uităm că Dumnezeu ne vorbește, ne transmite informații, principii care i-a pus acolo. Și fac o recomandare dumneavoastră, celor care poate sunteți ocazional într-un asemenea loc. Țineți legătura cu acești oameni. N-ai cum, este imposibil să ajungi la Dumnezeu fără ajutor. Se spune, predă-te Domnului, foarte bine, dar tu trebuie să crești, tu trebuie să te dezvolți, tu trebuie să fii asistat până ajungi pe propriile tale picioare și poți să ajuți pe alții. În al treilea rând, scumpii mei, foarte important, nu ne limităm doar la atât. Am fost la biserică, m-am simțit bine, am fost învățat că noi suntem împreună toți, ne ajutăm, ne sprijinim. Vreau să nu uiți. Da, Dumnezeu își cere să lași multe, dar Dumnezeu oferă. Și vreau să pun accent pe asta. Dumnezeu oferă și are de oferit. Va deschide ușa. Uitați, voi intra la El.
Știți ce face Dumnezeu când intră la noi în casă, în inimă? Vede un perete dărâmat, s-apucă și-l rezolvă. Vede o ușă că scârție, o unge. Vede că tu ai probleme cu vecinii, cu partenerul, le rezolvă, le unge, le liniștește. Voi intra la el. Se vede că a intrat cineva care repară. Se vede că a intrat cineva care vindecă. Mai mult decât atât. Voi cina cu el. De obicei, noi ne simțim foarte bine la masă. Să fie Dumnezeu în permanență cu tine. Să te asiste. Să simți bucurie, să simți liniște, să simți satisfacții. Și el cu mine. Și dați-mi voie să închei cu o imagine. Am văzut copii mici. Foarte mici unii dintre ei. Dar curios, cât erau ei de mici și de neajutorați. În brațele părinților, în zona aia sigură în care ei știau că părinții sunt aproape, nu le mai era frică. Da, Hristos ne vrea în brațele sale. Hristos ne poate ajuta. Hristos știe ce să ne dea. E medicul suprem care are tratamentul optim pentru problema ta. Vei vrea să vii la el? Vrei vrea să devină tatăl tău? La aceasta vă chemăm în seara aceasta. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.